aici, Nițuici, a mai fost un 2-1 la Hermannstadt. Bine, la Mediaș, de fapt. În genaltă, Dumitrescu respinge ciudat. Merloi minge fața porții și este până la urmă gol. Este 1-1 și cred că merita voluntariul această reușită. Nemeț egalează în minutul 76. O singură modificare a făcut Liviu Ciobotariu, l-a băgat pe Merloi și a produs mare deranj în defensiva lui Bergodi. Și iată și reacția antrenorului de la FC Voluntari, Florin Cernat din nou lângă el, la fel ca la meciul de acum 3 zile, ca la fiecare partidă de altfel, și totul a plecat de la o lovitură liberă bătută de Omar Govea. Apărarea celor de la Șepși a bâlbuit această fază. Andres Dumitrescu a greșit grav. Centrează din nou Omar Govea. Și Nemeț se înalță peste toată apărarea celor de la Șepși Oișca. După ce că era acolo o pasă bună de Radunovici, David Popescu și Îmi scrie Obrani la o fază la care probabil deja a început să mârie cu echipierii că nu pasează, nu dă mingea înapoi. Găsește execuția ideală, șut în plasa laterală, la colțul lung, Căpuț nu poate face nimic. Și Obrani își demonstrează clasa. Și-a făcut treaba de vârf. A protejat, a ținut bine mingea, s-a întors. Am avut prin planuri cu cele. Parcă l-am văzut pe Nioere. Da. Asta înseamnă să ai știința postului. Foarte bine pune corpul între minge și adversar. Da. Aici pe Celea. Celea se așteaptă ca Omrani să se întoarcă spre stânga sa. Cred că de-aia îl ține așa. Îi lasă piciorul stâng. Și Omrani scrie, iată rângetul de fericire. Centrarea lui Manea! Asta este CFR Cluj și atenție, gol marcat de Cvek. Vine bine din nou, apare, ia fața adversarilor, nu-l ține nimeni. Minutul 28. Primul gol în campionat pentru Cvek. Perfectă centrare, Manea. A cine îl ține pe Sadic? Da, numai că stă pe loc. Nu, no, nu are cum să țină pe loc. În mod normal, adică cine ar trebui să fie lângă acolo, Sadicul, locul lui? Da, bine. Ce să mai facă și portarul? Nimic. Și centrarea foarte bună. Centrarea. Portarul și ce făcea, l-am auzit cum... Aici. Și contraatacul Sibiului cu Balaure, care reușește până la urmă să scoate pentru Paraschiv. Paraschiv îi returnează în care... Gol! Și cum ar fi reușit să înscrie el. Asta denotă mult spirit de echipă sau spirit de echipă pronunțat la Sibiu. Ce seară pentru Silviu Balaure. Protestează jucătorii Farului. Se verifică la VAR dacă a fost fault la acea intervenție asupra lui Pitu. Dinainte acestui contraatac, mie mi s-a părut un duel corp la corp. Superb acțiunea de contraatac, simplu de altfel pare fotbalul câteodată. Contraatac care seamănă puțin cu ceea ce... Și au pierdut și un jucător care le-a dat 9 goluri, ceea ce pentru o echipă ca Mioveni contează. Rivaldinho scoate bine. Rivaldinho, șutul este în poartă. Fabulos gol marcat de Câmpanu. Cu 5 minute înainte de pauză, mingea este trimisă în vinclu de Câmpanu, care deschide scorul aici la Mioveni. Dragoș Bon cu gura până la urechi, este fericită probabil că l-a titularizat pe Câmpanu,
jucător care nu prea prindea primul 11, intra, dacă intra pe parcursul meciurilor sub Rădoi, execuție de finețe, execuție de fotbalist adevărat al fostului jucător de la Botoșani, dar și se duce să-l îmbrățișeze, pentru că, într-adevăr, Dragoș Bon l-a pus în primul 11 și Câmpanu își face treaba. Stop. Excelent. Un pic mingea mișcată ca să găsească culoarul și trimite imparabil. De aici se vede și mai bine. Ce înseamnă să ai cameră și pe partea cealaltă. 6 goluri marcate în campionatul precedent de Câmpanu, unul singur acum, până astăzi, în partida cu Petrolul.